sistem, în alt ordine de idei, ne-am putea cumpăra. Văd aceleași lozici, ca și în decembrie 89. Numai e jos Ceaușescu, pe jos Ponta. Și ce? Apropo de lider, da, din păcate, și cred că și colegii mei din alte facultăți ajung lider a studenților, poate nu chiar cine merită, ci cei care vorbesc mai mult, să mai transmit, să mai tupeiști. Parte nu sunt recunoscuți, nu-i ascultă cei care alții poate rămân la lucru în multe alte domenii și ceea ce s-a întâmplat în România după 89. Și apropo și de cele spuse, acum vă rog să-mi dați voie de doamna Grama. De ce tinerii sau de ce nu se scrie foarte mult despre 89 unei locuri istorie? E foarte ușor. De ce? În primul și în primul rând, ca să faci cercetare pe Revoluția din 1989, suntem încă sub legea arhivelor. Deci la documente că nu avem acces, documentele interne, ca să nu mai vorbim și de documente